Trebuie să recunosc că timpurile s-au schimbat. Oamenii de azi nu mai cred în spirite și majoritatea nici măcar nu știu ce e un șaman. Cea mai mare onoare posibilă, să fii încoronat ca rege șaman. Îți dai seama, fiule? Acum 1000 de ani, strămoșul nostru, Marețul, The Great One, a stăpânit toate cele 5 puncte ale unității stelare, The Unity Star. Cele 4 puncte mai joase ale stelei reprezintă cele 4 elemente, pământ, foc, aer și apă, pietrele de construcție ale lumii materiale. Mult mai important pentru un șaman, punctul din vârf reprezintă lumea spirituală. Orice șaman care poate stăpâni toate cele 5 discipline își poate controla propriul destin. The Great One a fost singurul din lume care a putut să facă asta. El a fost respectat și adorat ca un zeu pentru puterea lui și curând numele Asakura a devenit sinonim cu măreție. Și ce s-a întâmplat cu mărețul The Great One? A pretins că a avut o viziune în care oamenii vor distruge planeta și s-a hotărât să-i distrugă pe ei înainte să se întâmple asta. El visa la o lume în care numai șamani existau și nu s-ar fi oprit de la nimic pentru a realiza asta. Șamani. Mărețul, The Great One, are un nume? Numele lui e...